Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la căsa din pădurii. Nu mai pot străluși ochii. Lasă, domnule, cutie, am schimbat camera invers. Uite la soare. Uite soarele. Caută-l. Nu mai vin. Lasă că vine parcurs. Da. Hai să ne apucăm tare de treabă, pentru că am avut ceva treabă dimineață. Avem la cum. Ne apucăm, domnule, cum să ne apucăm de treabă? Hai, vezi că ieri cam nu știu ce s-a întâmplat cu tine. Am avut ceva reacție adversă. A, și de astăzi nu le mai ai. Nu știu, să vedem. Eu știu care și cum. Ha? Bun, a pus frumos să iei valul din plasă și a pus să bat până acolo. Da, exact de unde am rămas. Eu m-am apucat să prind și fasole la fiert. Dar prima și prima dată vrem să vă anunțăm că când am venit aici la căsa din pădure, au venit și niște persoane la Botoșani. Corneli, hai să vedem ce l-a adus acolo. Că zic că nu mă uit, nu mă lasă să mă uit deloc. Dar du-te, doamne, așa du-te tu. Nu mă uit. Deși, uite-te tu. Tu te uiți în sacoșă. Dar eu, tiu, băiete, numai eu să mă uit în sacoș. Tu n-ai voi. Cred că am răsit vreo leacă. Și acolo, scoate, domnule. Ai, furcă. Te-ai plâns în video, n-am furcă. Na. Uite, lumea s-a gândit la furcă. Ca să ai să te duci să strângi iarba de pe aici. Da? Da. Dar tu ce ai? Eu cum și am? Bilbistro și am. Te-a pus să te duci și pui coadă. Deci în pădurii cauți și pui coadă la furcă. Uă, dar e faină, e aurită, și e șmecherită. Uite, cu dar nu vezi cum e în... Nu, și face. Ca să prinzi mai mult iarbă. Băi, lasă că o rupe, o strângi, că asta nu e făcută de, ruș asta. Da, la ruș. Cred că se găsește furcă de asta. Așa. Și mai avem o cutie aici. Desfăut o cutie. Păi, domnule. Mașină de făcut carne. De făcut carne. Mașină de tocat carne. Carne, bă. Manuală. Uite aici, o prins Corneli. Acolo, așa. Așa. Și mai are niște sculi, instrumente, cuțâte. Dar nu punea cu cuțâtele. Prinde-o numai așa și las-o așa deocamdată. Să iau șurubelul de aici. Să-l pun aici. Șurubelul de aici. Uite așa, să-l pun aici. Așa și leagă-l acolo, la masă. Asta e un semn bun, că de acum trebuie să toci carne în continuu și să faci la fiecare mâncare cu carne. Că eu, băiet mare, ne-a întrebit vitamini, proteine și toate chestiile astea. Că... Da, că nu putem spune mai așa. O pui, domnule, în altă parte. Aha. O pui în altă parte. La măsuța mică. Așa. Cât faci tu așa acolo, eu mă duc unde mai era. Ah, o sacoșă aici. Mai era o sacoșă. Tot așa am găsit-o pe aici, prin fața porții, prin fața ușă. Să vedem de la aici, să vede și înăuntru. Ia cornele. Un țol de cordele, din câte văd eu. Ia, scoate. Un țol de cordele. Mai era ceva, să mai vede ceva pe aici. O scrisoare, o ceva, nu știu ce. Opa, e și un număr de telefon. Salut! Baga numărul de telefon, să bag. Nu bag numărul de telefon. Sunt Cosmin, îmi pare rău că nu ne-am întâlnit și-o lăsat numărul lui de telefon. Mulțumim, Cosmine, din suflet pentru țolul de cordeli. Și mulțumim băieților de la Botoșan pentru mașina de carne și furca. Chiar uite, n-aveam, domnule, cu ce să... N-aveam cu ce să mă duc să strâng iarba de acolo, din curte, acum am cu ce să strâng. Tolicul l-am pus aici. Cornel, mai este încă ceva. Și încă ceva. Hai, că înainte să ne apucăm de treabă, că trebuie să mă apuc acolo să fac... Vine după mine, vine repede, vine. Ia cuțătul la tine. Ia cuțătul, ia cuțătul. Prima dată avem un plic aici, l-am desfăcut dinainte că... Era fix nu știi bombă. Era fix nu știi altceva, deci nu mai... Tăi și primim, dar oricum spate tăie. Mastac Daniel, din județul Suceava, o trimis aici niște poze, din câte văd eu, o poză cu o casă, o casă bătrânească. În partea asta e la fel, o poză cu... cred că așa arată casa bătrânească. Yeah. Și o scrisorică. O scrisorică cam lungă. Păi de mine. Asta stau să o citesc, tătâna. Simpaticii noștri, Tiberiu și Cornel. Suntem, dar sper să înțeleg.
Suntem din Suceava, v-am descoperit și ne-am hotărât să vă scriem câteva rânduri. De aproape 2 ani am cumpărat o căsuță cu două camere și hol, pe mijloc aproape ca și căsuța voastră. Treptat ne dorim să o renovăm și să locuim în ea. Avem multe de făcut, dar în final sperăm că va ieși ceva frumos așa cum ați reușit și voi. Nici nu vă imaginați cât de mult curaj ne-ați făcut văzând că se poate. Suntem fericiți și plini de spor când vă urmărim filmulețele. Cornele foarte priceput la toate, nu dă greș la nimica, sunteți oameni comici, sunteți comici și ne sunteți foarte dragi amândoi. Căsuța noastră are o fântână în curte cu doar 70 cm de apă. Acum ne-am speriat că a ajuns apa până sus cu nenumăratele ploi zilnice în care căutăm pe internet să vedem și noi cum se curăță o fântână, pentru că cine știe a noastră de când nu a mai fost curățată. Așa am dat pentru prima dată de voi. Deci când am curățat noi fântâna așa odată din noi, că el căuta fântâni cum se curăță o fântână ca să descopere și el cum se curăță o fântână. Am dat de voi. Unde era, că nu mai uite, am pierdut rândul. Filmulețe care le-ați făcut când ați curățat fântâna ne-a făcut fericiți întreaga zi. Sunteți foarte buni, am locuit într-o garsonieră, dar am vândut-o pentru că trebuia plătit lunar. Stă și-ți plătește apa, așa. Este că nu prea sunt locuri de muncă. Și ne dorim datorii la asociație. Vă rugăm foarte mult dacă doriți să ne trimiteți câte ceva, un lucru poate care nu vă trebuiește, am fi foarte bucuroși cu orice ne-ați putea ajuta voi și bunul Dumnezeu. Numărul de telefon și adresa Mastacă Daniel Luceafărului, strada Luceafărului, E82, număr 22, scara A, apartament 8, etaj 1, localitatea Suceava, județul Suceava, cod 5800. Cu mult respect, familia noastră, Doamne ajută și spor în tot ceea ce faceți. Mulțumim din suflet pentru rândurile frumoase care le-ai scris. Și nu în ultimul rând, o mai venit azi, înainte să venim la poștă, un colet. Ăsta scrie că el e fragil. Să nu filmez aici, expeditor Paul a Surdoaiei din județul Iași. Ia să-l disfac eu, să vedem ce e aici. Nici nu știu cum să-l disfac. Iau așa, paca. Frumos, cât de cât elegant. E fragil, dar sper să nu nu-l fac eu și mai fragil. Deci Paul, ia să vedem Paul. Ce-ai pus tu aici, Paul, e fragil? Foarte frumos, mamă, dar așa e și o grămadă scris. Play pe YouTube, Tiber și Cornel, sper să vă placă Tob. Cosmo Show? Da, uite-te, domnule. Hai că trebuie să trecem la treabă. Mamă, am făcut un desen, fii atent, Cornel, aici. Ești nebun. O pictură, foarte șmecheră, din câte se vede. O pictură cu căsuța din păduri, foarte frumoasă, e desenată de Ema, dacă nu mă înșel, scrie aici Ema jos, foarte șmecheră. Hai să dăm undeva ca să vadă mai ca lumea, du-te tu să dai. Iar că șmecher. Mamă, Corneli, fii atent, astea-s pentru mine. Vin în coași, Corneli. Ce? Ia uite, ia. Astea palete, domnule, să faci mici. Da, pentru tine, de când e vorba de mâncare pe tine, tată. O paletă de asta mică, nu știu pentru ce îi. E de Teșut Mămăliga. De Teșut Mămăliga? Niște castronele de... Din lemn. Nu, din lemn, da. Din lemn. Da. Ai nebunit. Niște așa din lemn. O chestie de asta, niște genii. Uite și asta e tot din lemn, nu? Cred că e din lemn, e plastic. Ba da, e din lemn. Lemn? Așa cum o făcut așa din lemn? La strung. Chestia asta, nu știu, și o cupă. Dar și șmecheri, mă. Cupa asta se pune, cred că pe aici, cumva, ceva gen, probabil, nu știu la ce să folosești, Cornel, tu trebuie să știi. Discurs. Să vedem ce mai este aici, o cană, cred că, dacă nu mă înșel.
un borcan aici. Un borcan cu murături. Hai, gata, e clar treaba. Murături, care? Oare și murături aici sau e altceva? Hai, gata, murături, domnule, gata. Scrie pentru Tiberiu. Ah, scrie special murături, pentru mine. Murături, gata. Murături. Da, să putea. Murături și murături și murături. Tu n-ai pus castraveți în pământ. N-am pus, domnule, castraveți. De unde? Oh, o trimis linguri mari și linguri mici și furculiți, tot setul, tot tacâmul. De linguri și furculiți. Mai este o chestie aici, cred că asta e pentru tine, Cornel, dacă nu mă înșel, dar nu scrie pe, dacă nu scrie pe, înseamnă că e tot pentru mine. O dulceață de, e tot pentru mine asta, așa că te rog frumos să nu te atingi de. Și chestia asta aici, niște bombonele. Bombonele. Un pachet mare cu Nes, Cornelie, ca să faci Nes în fiecare dimineață. Chiar mă gândeam că am uitat să iei Nes. Și cred că asta, dacă nu mă înșel, din câte se vede, pare a fi o pușculiță. Pare a fi o pușculiță asta. Da, e un vac, un porc, nu știu ce e asta. Și pare a avea și câțiva mărunta, e o pușculiță. Am avut dreptate. Era să scăi vaca jos. O pușculiță aici. Are câțiva bănuți în ea. Foarte frumos. Ia. Opa. Are așa aici, nu știu ce are băgat. Și tu știi ce are aici? Și are. Nu pot să cred, Cornel. Și are. Din câte văd eu, sunt niște bani vechi. Hă? Sunt niște bani vechi aici. Și cum se desface? Nu se desface asta. Hă? Asta nu se desface. Păi nu se desface, da. Pare a fi niște pare a fi un dișela cu eclipsa de soare, știi? Dacă nu mă înșel. Dă-te să mă uit eu. Da, domnule, uite, este și un ban nou și un ban vechi este acolo. Cât te uiți tu, Cornelia, acolo eu am să citesc scrisoarea, Play, YouTube, mamă câte foie ai scris aici. Paule, ce-ai făcut? Fii atent aici. Bună, Tiberiu și Cornel, eu sunt Emma. Opa, Emma. Paul cred că-i taică-su, dacă nu mă înșel. Așa. Sunt din Iași și am trecut în clasa a doua. Să înveți bine la școală, să fii sănătoasă. Tot bine din lume îți dorim. Ții și părinților. Acum sunt în vacanță și mă bucur că în sfârșit mă pot juca. Am o lună de zile, l-am văzut pe tati că se uită pe YouTube și râdea cu mult zgomot. M-am dus la el și am văzut că se uita la doi oameni care lucrau la o căsuță. De atunci eu și tati și mami și frățiorul meu cel mic râdem mereu și suntem tare fericiți. Tati și mami când vă văd spun că așa făceau și ei când erau mici. Și că Cornel seamănă cu bunica. Eu mănânc o bomboană. Să ai pofte. Și Cornel seamănă cu el certa pe bunicu. Așa am aflat cum au fost părinții mei mici copii, așa ca voi. Mie îmi place de Tiberiu că este foarte amuzant și face o grămadă de pozne. Iar tu, Cornel, văd că i-ai făcut pe mami și pe tati să încerce toate rețetele voastre. Tata zice că Cornel este bun la făcut mâncare și îl cred, căci și tatăl meu are un canal de YouTube cu mâncare. Filmează o grămadă de rețete și le dă pofticioșilor, așa zice el. Canalul lui se cheamă Play pe Go. Băi, o scris greșit, adică nu știu, nu înțeleg ce o scris aici. Play pe Go. Cred că... Deci Play pe, aici nu știu dacă se vede, înțelegeți voi, Play pe Gol. Nu are așa de mulți abonați ca voi, dar a zis că O să trag o privire pe acolo să văd ce mâncăruri face. Da. Într-o zi va ajunge și el acolo, doar că trebuie să mai muncească puțin. Eu știu că e greu și că are de muncit o grămadă, doar el mă crede copil mic și mă minte. Stai un pic așa. Pune pauză. Nu uitați să intrați acolo și să vă luați tricouri, anorașii, căni, stickerii, măști. Intrați pe letrico.ro, nu? letrico.ro/Cornel. În descriere sunt acolo așa link-urile și comandați-vă că se merită. Eu și noaptea dorm cu el, cu căsuța din păduri. Da.
Să știți că am și eu o căsuță în copac, am să vă... Am și panou de cățărat, tati l-a făcut. Acum vreau să vă spun ceva, m-am uitat aseară și am văzut că vreți să faceți gardul la căsuță ca să aduceți găini. Avem și noi, și știu că le trebuie gard ca să nu vină vulpea la noi, ne-a mâncat cocoșul cel mare. Tati a mai zis ceva și de cărămizi și plită, iar eu i-am spus lui tati că vreau să vă dau pușculița mea. Nu cred așa. Deci și de fiecare dată faceți lucruri de astea, băi, oameni buni. Băi, oameni buni, bă, de ce faceți lucruri de astea? Deci, faceți să ne, pe mine. Să ne simțăm, cum să zic, într-un fel, nu știu, n-am cuvinte să exprim. Pușculița aia, dacă a fost asta, trebuia să vadă. Trebuia să-ți lești pușculița, să-ți iei ceva de bănuță aia. Nu să ne trimiți nouă. Da. I-am spus că vreau să vă dau pușculița mea, o găsim în pachet. Nu am strâns prea mult că am mai cheltuit pe cadou la ziua lui Patrick și la căsuță, dar a zis tati că mă ajută și el. Îmi doresc să faceți mereu tot ce vreți, Tiberiu să facă năzbâtii și Cornel să-l certe pe Tiberiu când nu e cu minte și cum spune tati să aveți poftă pofticeșilor și dacă vreți vă rog abonați-vă la tati să facă și el abonați. E cel mai tare bucătar și e tati. Vă pup, păi și normal, dacă tati... Vă pup și inimioare și unicorn pentru voi și toți prietenii voștri, pupici cu sclipici acolo. Foarte frumos, Emma, din partea ta, foarte frumos. Doar că pușculița trebuia să o ții pentru tine, să-ți iei ceea ce dorești tu, pentru că cred că aveai mai mult nevoie tu de ea decât noi. Dar dacă gestul e făcut, noi îl apreciem și... Nu apreciam, dar vă rog tare mult să nu mai faceți chestii. Nu mai faceți chestii de astea, că ne puneți într-o situație aiurea. Aiurea care ni așa. Vă rugăm tare, tare mult. Să nu mai trimiteți bani voi copilași mici. Da, un pușculiță aici. Cu timpul s-a adunat și își lua ceva, nu da, știu ce nu, dar nu mă simt eu bine, nu mă simt da, ok. Nu știu cum mă mulțumesc tare mult, ești o scumpă. Și chiar să mă uit pe canalul tatii tău să văd. Nu înțeleg aici cum a scris, play pe G-O-O-L. Dă-mi coașe să mă filmez. Play pe nu știu cum se cheamă acolo. O să înțeleagă lumea, eu unul sincer nu înțeleg. Chiar care era lucrul mai important. Dar îl căutăm, o să-l căutăm și o să intrăm și noi să vedem. Hai domnule, că trebuie să mă apuc de gardul și ala să-l termin. Treci odată. Mulțumim din suflet. Stai că mai este un pachet. Mai este un pachet. Stai așa. Și ai, nu e sănătos. Este un pachet, domnule, era suit el, nu știu, ăsta e de mai mult timp, de la Bezgeic Pompilia, din Cluj-Napoca. Unde-i pus cuțitul? Ai luat, domnule, cuțitul? Unde am luat eu cuțitul? Ai luat cuțitul, aici era. Unde l-ai pus, domnule? N-am umblat cu niciun cuțit. Cred că l-ai aruncat jos. A, zic că de acolo. O trimis telescop de cealaltă de măsurat inima. A, nu! Am crezut că e de cealaltă care pui în ureche și măsoară. Și inima, ai nebunit, asta e din... A, nu, gata, știu și. E de pus la gât să pui telefonul, ca să poți filma. Da, bă, mă, cât e de tare. A, e foarte folositoare. Da. Cum faci treabă. Uite, parcă ești nagrivei. Nagrivei? Da. Atât? Atât. Deci una pentru mine, una pentru tine. Două, da? Da. De la Pompilia mulțumim din suflet pentru gestul făcut. Foarte șmecher. Hai, gata, la treabă. Hai. Gata, hai. Doamne, maica, domnule. Ce se întâmplă cu el, domnule? E prea harnic azi. Și ieri a fost harnic și azi e prea harnic. Dar dacă să-i zic eu că nu mai fac mâncare, n-ar ce mai gine?
Ha? Mă, să-i zic că nu mai fac mâncare, să vedem cum reacționează. Gata, te-ai și apucat, hă? Dar tu-i vreme de stat? Tiberiule, vreau să te anunț, să zic ceva. Trebuia să o pun invers asta. Trebuia, dar lasă-o de acum așa. Întinde-o până în capăt, până unde ajungi. Întinde-o de tot. Vreau să te anunț. Ce, domnule? Cu părere de rău. Ce-i mai păț? Nu știu să zic, să nu zic, dar zic. Zic? Ții, domnule, mă ții în suspans aici. Ce-i pățit? Astăzi nu vreau să mai fac nimic de mâncare. E că nu mai fac eu, nu mai fac mâncare. Lasă-mă, domnule, vezi că ta treaba am, pune mâna la treaba, hai să facem, că uite. Nu mai pot eu, acum nu faci tu mâncare, iau. Doamne, mai pe domnul, ce se întâmplă cu el? E nebunit? Păi tu ai o problemă, ai pățit ceva? Ai chicat noaptea din pat fără să știu? N-am pățit, domnule, nică și să pățit. Dar ce se întâmplă cu tine? Ce se întâmplă? Parcă nu mai ești tu. Ei, da, nu mai sunt eu, pare. Nu pot să cred așa ceva. Voi oameni buni, voi crediți așa ceva? Eu nu cred așa ceva. Haide, domnule, lasă telefonul și ăla. Hai să terminăm o dată aici. Dar nu cred așa ceva, nu vine să cred. Da, nu crez. Ce nu crez? Dă jujăul și al de la gât. Lasă-mă, ce treabă ai cu jujăul? Stai, te-ai agăta în vocreangă și închizi jos cât ești de lung. Mă duc la treaba mea. Mă duc să-mi pun și fasole la fiert, mă duc. Te-ai zis că nu faci mâncare? Da, mă duc și-mi lasă mâncare acum, pune că ai zis că da, faci, nu știu ce da, fac. Da, poate ni foame, mai târziu. Cât fierbi fasole, fac altceva. Da. Uite, Diego, faci panoramă să mai fac mâncare. Doamne, mă, uai, oameni buni, vă veniți să credeți și zici? Eu nu veniți să cred. Nu veniți să cred și zici. Nu știu ce se întâmplă cu el. Cred că o chicat jos din pat, o chicat cu tâmpla din colțul patului, s-a întâmplat cu ceva cu el. Nu vine să cred. Faza nasoală e că am pus plasa asta invers și stă așa, nu-mi place cum stă aici. Ondulat așa și într-o parte și în alta, am bătut pe un cui, dar... Nu stai cum trebuie. Hai să chiar s-o apucat să fac mâncare, să nu-i sănătos. Hei! Da. Hai, șeful, chiar te-a pus să faci mâncare? Da. He? Da, măi. Ce faci? Fac o fasole. Păi, las două în gura, acum trebuie mâncare, acum te-a apucat foame, acum. Haide, domnule, să terminăm acolo, gardul și ala. Pui mâncare la foc și vreau la treabă eu. Eu te țin la pălii cu el acum. Păi, băiete. Acum, te-o pălii pe tine, acum că nu mai mănânci. Acu? Da, acu te-o pălii. De seară trebuia mâncare, nu acu. Păi, dar o pui să fiarbă. Hai de mine și de mine. Haide, domnule, că este o grămadă de treabă, domnule, de făcut. Treabă, dai drumul. Dacă ai ce treabă, dai drumul la treabă. Păi, uite, deja am pus toată bucata așa de plasă. Și poți testa aici. Mă duc la vale și... Uite și fasolul frumoasă, parcă e picchiri. E picchiri? Picchiri, domnule, n-ai mai auzit de picchiri? Fac mai multe. Păi, mai multe. Ia, bata. Trebuie mâncarea cui trebuie. Uite. Trebuie să aduci în găini aici și nu-i gardul gata. Trebuie să aduci în găiești, nu-i gardul gata. Lasă că aduci în subiect. Jale, domnule, cu el, jale. Apoi eu să termin din întins tătă plasa asta până la vale. Numai că trebuie să văd, el altul nu mai pun așa. O să o pun invers, că nu-mi place deloc cum stă. Am terminat de bătut aici tot asta, de acum să aduc una de aia de o plasă de asta, să o aduc la deal și să-i dau și partea aia de la vale. Văzi, Cornel s-a dus la apă.
slab. Și credeți că e aici. Așa. Așa. Ei, doamne, doamne, doamne. Grea e viața asta. O bunătate, domne. Ce mă fac eu? Ce mă fac și anume? Până fac și el mâncare, să aștept că văd acum nu mai zic nici de mâncare, s-a apucat să fac mâncare. Dacă mi cerea mâncare, nu. De azi înainte știu ce am de făcut. Stau lihnit de foame până la ora 7 seara, 8 de dimineață. Am văzut o zi, două, trei, o lună, două, trei, cinci luni, jumătate de an. N-ai, dacă n-ai să o faci, trebuie să te adaptezi. Așa că îmi pun burta la cale. Acum. A venit. Oricum. Nu mă caută, cred că-s plave și eu sau și niște. Îmi pun burta la cale acum. Mănânc ghini. Nu mai urlu eu tot ziua. Dă mâncare, dă mâncare, dă mâncare, fă mâncare. Mă rog, trebuie să fac mâncare. Uite o furnică. Ia. Mai am unul acolo. Nu o să mai fac ceva treabă, să nu se prindă. Că după aia, dacă vede că nici treabă nu fac, zice, aaa... Dacă eu fac eu. Nu fac eu. Ajunge. O să le pun înapoi aici. Mă duc la treabă. El crede că se joacă cu mine. Dar așa crede. Ia de pe urăi. Vreau să zic ca să aduci și niște deșei. De ce mă spăi de așa? Vreau să zic să aduci niște plasă, dar mă duc eu după plasă. Plasă, plasă, ca să termin acolo la deal. Hă? Lasă-mă, domnule, dă-mi pace, nu vezi cât... Păi, băieți... Numai mâncare, numai mâncare. Lasă mâncare și ai la treabă. Ia-te la el. Tu nu vezi că de azi dimineață fac treabă? Ia-te-o la el. Păi, băieți... Să iau șocanul. Mă duc în partea asta. Leu. Haide așa. Haide așa. Vă, leu, am o grămadă de pus aici.
treaba, bă? Ha? Merge, domnule, nu vezi? Nu, nu ai zis. Sunt la parte? Da. Exact la parte? Da. Dă mânță pe aici. Lasă-l, domnule, acu' tințăt. Ciu-ciu, băi. Ce harnic ce-am mai făcut Dumnezeu acum. Și tu uiți în care? Ce vezi din treaba ta? Dar ce-ai văzut? N-am văzut nimic așa să văd. Mă duc să mă apuc la scările astea aici. Unii hârliați, bă? Aici este o problemă. Ce problemă? E cam, dar nu cred că sunt găina pe aici. Nu intră vulpea, nu găina. E cam... Te trag mai jos. Te lasă-l în jos. Să nu intri vulpea, nu găina. A vulpea, dacă e să intri, intră oriunde. Da, da. Să nu mă leau cât de cât spre caută, știi? Ia, auzi? Ce? S-aude ceva în pădure. Auzi? Ia. Bă, sările cântă. S-aude ceva, bă. Tași! Mă făsea noi dacă nu făsea noi sensuri de astea. Vream de foame, domnule. Eu cred că și-o alimentat din jumătate în jumătate de oră, dacă nu din oră în oră. Măcar din oră în oră. Hai bun că nu s-o prins. Aha. Bună și gata mâncarea lui. E usătul. Uite, aici carniță. Ar fi că o să... Atât din cuiedul ăla mai zis. Hai, omule, dacă nu-mi caut eu de burta mea, nu-mi caută nimeni. Stau eu la cheremul lui până face el mâncare. Hai, iamne. Așa că eu în fiecare zi o să ne o sandwich. Mâncare de acasă. Găsesc eu. Nu găsesc eu ceva de acasă, dar... Faci și acasă mâncare, nu? Așa. Și vin aici, îl ascund în păduri. Mâncarea. La jumătate de oră, oră. Când e foame. Avem și un fulec. Altfel nu-i. Nu, dar și... Sunt grea soluție. Sunt grea soluție, asta e.
Hai să-i și mai frumos să mănânci. Ia. Și șiripesc cu păsărelile. A. Umbră. Liniște. Nu mă bate nimeni la cap. Uș, furnicul. Păi da. Ți-i mai mare dragul. Ia. Bine așa-l doamne și pe ăsta. Mai am o bucată. După aceea. Și am mai și o mai vedea. Fuleu! Fuleu! Ce n-ai? Fuleu! Și de-a furnit și aici. S-o sui tăti pe mine. Fuleu, mă cișcă. Și mă fac, trebuie să mă îmbrac. Și mă fac. Fuleu! S-o băgat. L-am lăsat. De mine și de mine, uite. Mă nenorosit este. Mă nenorosit. M-am dezbracat atât. Aoleu, nici n-am putut să țip. Tot m-am dezbracat și m-am scuturat. Intrasă peste tot. Peste tot intrasă. Trebuie să fiu de atent de acu. Unde unde mă pun. De cele mari care chișcă. Ni s-au făcut, cred, niște coșuri. Văd eu, trebuie să beau apă, când mi-a rămas în gât. Nu era Nica, bă. Nu era Nica. Nu știu, s-au auzit niște zgomote ciudate. Dar serios. Mai ai aici? Te-ai muiat? Hă? Te-ai muiat? Nu, domnule, imediat mă apuc, că mai am acolo de bătut o leacă la vale, dar mă duc să beau o gură de apă, că e cam sătii. Da, este apă rășie sau? Este. Mă, să beau o gură de apă și mă apuc. Te uiți și șmecherii faci tu aici. Ia. Tu te o mii de ani. Mamă, dar și șmecherii ăsta. Te. Mă, șmecherie, domnule. Mă, să beau apă și mă apuc treaba. Așa, le-au început să fiarbă ca lumea. Întâi tăi așa. Morcov, ardei roșu, două șepi verzi, un ardei galben. Mă să mai aduc și niște pătrunjel, dar o să pun pătrunjelul mai aproape la sfârșit, să nu fiarbă mult pătrunjelul. Și aici am niște costițe afumate, între ei am pus o leacă în apă. Așa, și când aproape să fiarbă fasolele, nu las, mai las un clocot. Și pe urmă bag zarzavatorile astea și cu carnea. Și pe urmă îi fac o prăjeală la urmă. Și cam asta e mâncarea. Fac mămăligă, nu mai fac nicio tortă, nu mai fac nică, fac mămăligă. Și așa tiberi nu plăge după mâncare. Da, să-l văd eu. Aproape și iert acolo nu se pui și zarzavaturile astea.
Așa, 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 așa. Acum să fiarbă aici în voia lui. Cum îi scade apa, i-am pus apă la încălzit acolo, că totdeauna nu se pune apă rea și piste ele. Încruzesc. Acum șerbe aici în voia lor. Cât termin eu cu scările, mă din tiberi termin și el cu ăsta. Plasă și pe acolo. Am terminat, domnule. Mai poți? Ha? Mai poți? Îți luar cât tot. Ha? Îți luar cât tot. Cum așa? Ha? Ai obosit? Ai obosit? Nu, e bun că ai terminat. Mă duc și eu, mai am două trepte de făcut. Acum dacă intră ceva pe poarta și aici și nu mai merește poarta, îl vedem o gradă. Un câine, o măță, un iepuri, un... Un porc? Dar ar Dumnezeu să... Ce să vei, mă, că-ți mănâncă... Un porc dacă intră așa, îți dărâmă și poiată și cotiață, și tăți, bieși, tăți, faci și vravași pe aici. Nu e cu viteză, trece pe un porc să zice că-i brânză. Și vorbești tu, bă. Să stă o leacă că nu mai poși. Ești obos rău, a? Olea. Nu ți-e foame, nu ți-e foame, a? Nu-i foame. Nu ți-e foame, nu ți-e foame. Doar în astea o rog eu să mănânci. Datoria mea am făcut ui ca să fac și mâncare. Să fac și treabă. Eu nu mă lăs în baza ta. Cum în baza? Că... Hai, că mă pui tu să fac mâncare. Ieri nu ne șeră mâncare, azi la fel. Ești boier. Ai zis că mai faci deloc, ce ai făcut? Da, a făcut pentru mine, dar să nu te văd la masă. Da, nu mănânc, domnule, nu-mi trebuie. Bun. Trebuie scoase deja când ne închide cămă. Da? Hai, Bruce Lee! Ia! Da, domnule, că trag eu. E de că trag eu. Hai să vezi acum eu. Da, transformă-te! Ha, energie! Am luat energia atât de la copac. Ia. Hai tare. Nu mai da așa. Stai așa. Ia. Dă-te cu scot eu. Dă-te cu scot eu. Dă-te cu scot eu. Mi-ai dau cu una și gata. Ia. Dă-te.
Aia trebuia să mai țip o dată de copac. Ocelarii mă ne-a ia. N-ai cum. Ia. Hai, Bruce Lee. Cheamă-ți puterea. Ah, pe acolo trebuie să rupi ele. Mai are niște chestii acolo. N-ai mecanica și vrei scoșata din pământ. Că s-am zis că nu mai trebuie mâncare, domnule, la dietă. Ia. Sunt la dietă. Hai amândoi. Hai amândoi. Dar de aici, e scos asta de aici, e acolo ține. Ia-te așa. Nu ține, ghete, nu mai are aici. Sigur? Nu mai are, uite-a. Nu mai are, că ascult ce spun. E greu, nu putem. Aici i-ai dat? Ia-te așa. Uite aici ține. Nu, e greu. Nu reușim. Ha? 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 Vreau să te trag de cioare. Hai. Ui, dar ce fain e. Uite la cât de fain e. Ia, las-o, gata. Mamă, cât de fain e. Și-o curăț. Ia. Frumos. Curățită, spalată, aranjată. Dar vorberită. Dar cu parfum. Dar nu se vede că bate soarele. Dă-o mai încoa. Fain e. Ia uite ce faine. Șmecherie. Dar e faină rău. Dacă sunt mulți. Și s-a ascundit acolo și noi nu știam. Da. O iau de aici. O punem, domnule, adăpătoare pentru păsări. Ce adăpătoare, oi, lunganule? Stai și o punem. Ornament. Eu pui, fac scaun, stai cu curpie. Ei, da. Așa, cum e. Ei, da. Vâliu. Alte chestii, domnule. Alte chestii acolo. Ia uita. Mai dragul să urci în pădure. Ia da. Nu mai pot. Am obosit. Și eu. Băi, fă-fă-fă. Ai grijă, domnule, că s-arde. Dacă nu-ți mai aduc eu aminte de ei, ia să văd ce-i făcut acolo. Că-s curios. Și ești curios. Ce? Hai să cum ți-o faci? Nu, domnule, dar numai așa să văd. Da. Iese. Fasolă. Da. Faci curățenii pe masă? Da, uite, ia acum, fac curățenii ca să mănânci. Duce masa în pădure. Unde s-o duce? În pădure. De ce? Așa. Acolo va sta masa. Cred că te-ai țâcnit. Cred că îmi revin eu și te țâcnești tu. Aha. Nu știu care e problema. Serios? Dar cum s-o duce masa în pădure? Așa. Uite, așa cine stă mistreață la masă? Da, stă mistreață. Dar ce frică să mai mănânci în pădure? Hai. Chiar vorbești serios? Hai, nu așa pe parte. Hop. Așa. O, și cum o ducem noi? Hai. Da, dacă vrei să o ducem, o ducem. Hei. Hei. Hai. Apucă. Ba, leacă, băi, nu-mi cam leacă. N-am pus-o eu. Apucă de jos de aici, cum am apucat eu. Transpirație. În cap pești? Da.
A, de asta ai făcut scări. Ca să poți urci. Cu masă. Scapă jos. Ai scapat. Auzi, o lăs, că de acolo se duce pe o parte. Bă, nu pot. Du-și la vali. Stai. E greu. Hai. Încă o leacă. Încă un dâmb. Uf. 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 Lasă-o, dacă mai pot. Lasă-o. Mamă, care faci, băbuș. Oi, Doamne, cât e de greu. Trebuie să faci de-ți mai măsori. Asta la iarnă facem sani. Da, facem sani. Ha. Poți? Nu e ușor așa? Ha? Vă leu că se leargă tot. Așa? Sau așa? Așa, se uită toată lumea. Cum? La vale. Nu se uită toată lumea. Dacă o punem așa, se uită numai aici la vale. Sau așa, se uită numai la deal. A, da. Dă-o mai la deal. Uite. Hai să-mi cam de acum. E cam strâmbă. Să o punem mai dreapte. Strâmbă acum. Păi așa. Și în dreptul cu poarta. Trebuie așa de acolo. Păi așa. Hop. Ha? Cam așa. Așa, da. Ha? Așa, ca să vedem și în ogradă. Și în curte. Și la deal. Nu-i bun? Ia cu avea și aici care am mâncare aici. Nu, nică. Cu papornița. Care mâncare aici. Cât nu sunt, ar da orice ca să mănânci aici. Aici. Aici? Da. În păduri? Da, în păduri aici. Ha? Cred. Da, de acu, hai să cărăm tot în păduri. Da, și ei, și ei, și ei, și ei altceva. Trebuie apă, o cană cu apă trebuie. A, cadu și în găleata. Ia. E, când aveam scări, domnule, nu ne puteam urca aici. Ia uite ce frumusață. Ce frumusață, domnule. Trebuie să aducem fundul și ala. Uite, stai că îți dau fundul ăsta, ca să pui pe el. Are negreala asta. Și îl pui pe parte și are ceva? Stai așa. Da, îl pune pe scăunii ăla. Și cum mai stă pe scăunii ăla ăsta? Pune-l, domnule, pune o leacă. Frunză, pune niște frunză de sub tine. Ca să iei foc frunzul, frunză. Dar cum să iei foc de la oală? Nu știu. Și așa, strutile de ieri. E foame rău, a? Păi nu prea ni foame, da? Acum o văd eu aici. Cum o văd? Hai de mine. De azi dimineață ne ajunge Cornelie. N-am mai zis eu nici ca să nu-ți mai fac inimă rău, să zic că vai, Doamne, că ni foame, că nu știi, da? De azi dimineață. Nu știu dacă mai trebuie sare, dacă nu mai trebuie. Cred că mai trebuie o leacă, eu mănânc o leacă să arată. Dar cred că nu trebuie. Zici?
Și să este? Curochișniț. Nu mai putem mânca de acolo. Mai mâncăm de acolo? Ce căută tot? Tot jos. Scutru prosoapă. S-o găinățat acolo pe pie? Ha? O făc ceva? Ei, vezi, dă-mi le zbădu, făc ceva acolo? Nu, făc unii, dar ce facă? Teac, și-o depus ouă pe aici. Da. Hm? Cum să depun ouă? Astea sunt turtele de ieri. E turtele de ieri, da. Nu sunt aici. Doamne Dumnezeule, Doamne Dumnezeule! Ia. Băi, cum mă ieși fasolea asta? Ai făcut-o în tihnă de asta. He? S-a făcut în tihnă. Ulea și bune. De-a mine. Ce liniște ea. Și frumos. Nici țânțar nu s-a aici. Acolo erau grămadă de țânțari jos. Se bea capa. Îți place, da? Păi, dar e bună. Dar n-ai zis nimica până acum. E? Până acum n-ai zis nimica. Adică? Să mai faci preza. Te și pus aici. Hm? Și pus aici. Șolani. Ani, n-ai adus apă, mă duc să aduc apă. Ia, sunt camera de aici. Două bătăi strică, dar două mâncări nu strică. Cum să... Dacă te-i de bună, domnule. O, e făcut-o în tihnă, nu l-am mai bătut la cap. Așa tot să faci treabă, de dimineață până seara. Faci treabă, dacă nu, odată în zi noaptea. E bine mâncare, domnule, poți să faci treabă. De acum ne mutăm cu bucătăria aici. Da, acum. Numai că n-avem voie să facem focul aici. Hmm? Numai că n-avem voie să facem focul aici. A, fel de mâncat, mâncăm. Mâncat, mâncăm aici. Masă, Cornelie. A fost bună și gustoasă. Și boda prostie. Da, și-o mers. Fai de mine, știi de mine. Numai tu ai mâncat două castrani. Dar te cred că ai fost flământ. Dacă n-ai mâncat nici atât ziua. Păi da. Păi, da și mă muleșut. Hai, să iei prostul pe acolo. Și găleata, aștept? Da, pot. Da, eu știu dacă pot. Nu știu dacă pot. Las camera. Ha? O las, da. Hei! Cum te duci? Mă duc să mă întind, Oleacă, că mă doare burta de mâine. Vine, oi, coași la mine. Lasă-mă, domnule, Oleacă, că m-am... Vine, oi, să luăm așa, ridicat acolo, așa, unii, te-ai dus, te-ntind, acum te culci? Hei, gata, de-acum ai intrat în crizele tale de-acum. Plecă-te în casă. Lasă-mă. Plecă-te în casă. Doamne Dumnezeule, gata, o, e nu știu ce-a avut. Azi cât de cât a mâncat. Mâncat două castroane, nu așa. De ce a plecat el în casă? Acum nu mai are chef de treabă.
era să mă închede, să dei boala. Tu ai la ustu. Ce să faci, te culci? Ce o leag, mă doare burta. Păi tu intrat, tu o muscă aici, eu și băzăi. Unii spray și alte muști. L-am dai cu spray. Unii spray de muști. Mai stai, mai odinește. Ieși afară. Ieși! Ieși că mori acolo și ați asfixiat. Ieși! Ieși afară. Ieși! Ieși afară, ui! Ieși, mă, ia afară! Ui, dar și tare, și prezintă și tare. Ieși afară. Ieși! Ieși afară că mori aici, asfixiat. Ieși afară. Ieși afară. Lasă-mă. Ieși! Stai așa! Trebuie să lăsați el ceva, domnule, să nu mă lăsați. Ieși afară. Trebuie să strângi mașinile de pe acolo. Păi, domnule, că mă doare burta. Lasă, domnule, că nu ți doare burta. Treci odată. Hai ca să strângi. Și pe urmă stai. Hai. Treci. Hai că stă inima. Hai că fac criză acum. Hai. Hadi. Stai aici. Stai aici! Trece-o, tatu! Trece-o, tatu! Trebuie să strângi mașele! Uf, eu nu mai pot! Haide! Mai am bun, cam asta au fost pe astăzi! Vă mulțumim tare mult! Dați acolo și o distribuire pe Facebook, pe Instagram, pe WhatsApp! Dați... la story, puneți-ne la story acolo așa, video. Aveți posibilitatea să ne băgați la story fiecare dintre voi. Și nu uitați de anorașii. Nu uitați de tricouri. Nu uitați de căni. Nu uitați, uite căsuța din păduri cu logo-ul nostru. Și ce să mai facă? Iază la lume. Ha? Jocul. Da, el e cu jocul. Jocul Tiberiu Jucornel, căsuța din pădurii. Descărcați-l pe magazin Play. Dacă nu ați făcut-o, faceți-o acum. Și dați-i bătaie acolo, așa. Așa că v-am pupat pe toată lumea și ne revedem la un nou episod. Pa, pa! Pa, pa! Pa, pa! Pupu oamenii, băi! Ai pupat când te-ai gătit. Gata. O pupat. Fără gar și fără poartă, o casă de răpânată, ce stăteam mai să cadă, am renovat-o pe toată. I-am pus uși și-am pus ferestre și un acoperiș peste. Cu drag la ea am muncit și cam basme a ieșit. Cât ar fi lumea de rea, nimic n-o să ne oprească. Să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus în viață. Cu așa comunitate orice o să reușim și o să mergem mai departe pentru voi că vă iubim. De pe uliță cu ghiler și cu sobiță am pus și o iconiță, c-am făcut tot cu credință. I-am dat și o zugrăveală și înăuntru și pe afară, căsuța respingătoare a se învârte după soare.